Salutare, dragi prieteni. Umblu cu probleme medicale, nu intru în detaliu, dar ca să știți că nu încalc ilegal carantina o zi, două, mai sunt de carantină, cred că aici la în Chiajna, unde locuiesc eu. Am niște probleme medicale pe care trebuie să le rezolv. Asta mă face să fiu și pe fugă și să fiu nevoit să comentez din mașină. Ați văzut cu toții materialul meu despre recorder. Am explicat foarte clar că pur și simplu arăt oamenilor motivele pentru care nu am încredere în acest produs de presă. Alex Nedea a fost subaltern al europarlamentarului PSD Carmen Avram, a avut reacție, este prima reacție și vreau să comentez pe tema asta. Bineînțeles, n-a avut bărbăția să spună la ce se referă. A vorbit așa la modul general, dar e interesant că a avut această reacție și vreau să lămuresc aceste lucruri. Oameni buni. El a spus ceva de genul: domne, nu-mi pare rău că am lucrat cu Carmen Avram, o super profesionistă, și n-aveai ce să faci, domne, trebuia să lucrezi la mogul pentru că nu aveai ce să faci. Pur și simplu toată presa era mogulizată și nu aveai ce să faci. Da? Bun, depășim faptul că însăși existența mea ca jurnalist independent după 24 de ani de presă în care am lucrat în foarte multe redacții e dovada că există alternativă dacă ești foarte hotărât și nu vrei să încalci niște principii. Dar nu ăsta este principalul argument, însă este un argument puternic. Vedeți, nu e nicio carantină, ăsta stau aici, nu verifică nicio mașină, nimic. Eu mi-am făcut fișe, foaie, am totul cu mine, dar nu te verifică nimeni. Dar eu vorbesc cu oameni buni și vreau să insist pe asta. Eu nu vorbesc la nivel de principii. Deci ce faci dacă un mogul, cum e să lucrezi la mogul, ce faci dacă un mogul o ia razna și folosește produse de presă la care tu lucrezi, da? Și putem dezbate problema la nivel de principii. Dar eu nu discut la nivel de principii, eu discut în concret, oameni buni, pentru că eu am fost în această situație. Și eu am fost coleg cu Alex Nedea la Adevărul, la Patriciu. Dar Adevărul nu era folosit în scop pervers pentru manipulare, așa cum Dan Voiculescu a folosit Antena 3 din 2012 încoace cel puțin și într-o manieră perversă pentru interesele lui private și cum nu ar fi trebuit, într-o manieră pe care niciun jurnalist onest n-ar fi trebuit să o gireze, oameni buni. Eu am mai explicat treaba asta când Carmen Avram era încă în funcție și vorbeam despre Antena 3. Știți că am avut o grămadă de procese cu ei și am explicat și când am vorbit despre procesul cu Dan Andronic, care a scris și public și în procesul pe care mi l-a intentat și l-a pierdut definitiv. A spus: domne, dar Molimbo, de ce? Că noi l-am lăsat pe el să-și facă meseria. Uitați-vă, în editoriale scria, deși eu eram urmărit penal, el scria că DNA-ul e bun și că face bine ce face. Deci eu nu m-am atins de libertatea lui, el a putut să scrie orice. Păi da, dar nu despre asta este vorba, oameni buni. Și m-am tot gândit ce exemplu pot să ofer, pentru că știți că puterea exemplului este cea mai importantă și pentru foarte mulți oameni lumea asta presei, cu patron de presă, cu o chestiune foarte greu de explicat. Și mi-a venit în minte următorul exemplu, dragii mei, care contrazice ceea ce susține Alex Nedea. Pentru că el știa că acolo este ceva toxic. Când eu am plecat de la Adevărul pentru că a fost preluat de Burci de Ponta și nu mai puteam să stăm acolo că eram pe lista neagră și actualul patron de la Recorder venise director editorial și ne executa pentru mafia din politică de la vremea respectivă, da? Am plecat la evenimentul zilei, despre care acum aflu că la un moment dat a devenit proprietatea lui Elena Udrea. Noi habar n-am avut despre treaba asta. Păi da, dar în momentul în care Andronic a început să folosească greșit ziarul și să-l transforme în Antena 3, eu am lăsat funcția, am lăsat tot și am plecat de acolo. Nu asta să girez acea mizerie cu profesionalismul meu. Și aici este exemplu pe care vreau să-l dau. Repet, eu nu... Scopul meu nu este să vă conving pe dumneavoastră într-o direcție sau altă, dar vreau să vă spun clar și limpede cum gândesc și cum văd eu lucrurile. Pentru că eu consider că este foarte important ca cititorii să fie corect informați, oameni buni. Îmi spunea cineva la un moment dat, acum 3 sau 4 ani, într-o dezbatere pe care am mai avut-o pe tema Carmen Avram. Cu oamenii ziceau: tu critici Antena 3, spui că lumea n-ar trebui să se uite. Dar uite Carmen Avram ce reportaje frumoase face. Și am explicat: domnule, eu nu discut reportajele respective dacă sunt bune sau nu. Nu discut dacă e profesionist sau nu. Tudorel Toader în domeniul dreptului este profesionist, știe legile, știe procedură, da?
Da, dar e ticălos. Un profesionist care girează o mizerie este de două ori mai vinovat decât un neprofesionist care girează aceeași mizerie. Pentru că profesionistul știe care sunt consecințele, oameni buni. Nu? Scriam cuiva, îmi scria pe Messenger, Moline, da, da, uite ce materiale frumoase. Păi, și spuneam, nene, e ca și cum cunoști o femeie, da? Și e frumoasă, e focoasă. Vrei să faci amor cu ea? Păi, cineva îți spune, un prieten bun care e medic îți spune, bă, vezi că are boli venerice. Nu discutăm dacă e frumoasă sau nu, dragii mei. Discutăm cu totul altceva. Și anume ce? Și asta este paralela pe care vreau să o fac. Imaginați-vă o clinică privată unde oamenii vin bolnavi cu diverse afecțiuni. Și imaginați-vă că în subteran acea clinică privată lucrează cu o corporație din asta, Big Pharma, și face teste pe bolnavi care ucid bolnavii, deci face ceva rău bolnavilor, da? Bolnavii cred că se însănătoșesc, exact ca și la Antena 3. Oamenii se uită la Antena 3 crezând că sunt informați, dar de fapt ei erau intoxicați cu mizerii și cu manipulări. Și în acea clinică e un grup de medici care face porcările astea. Și este un alt medic care știe că ăștia ucid pacienții. Știe că ăștia fac experimente pe pacienți ilegale și fără știrea pacienților și că în urma experimentelor mor pacienți care în mod normal n-ar trebui să moară. Dar el se ocupă cu altceva. El e dentist, să zicem. Dar el știe toată nebunia asta și el stă în acea clinică. Și nu zice nimic. Și la urmă, când izbucnește scandalul, când îl ia și pe el poliția, el vine și spune, da, domnule, eu știam că ăștia omoară pacienții. Dar eu n-am omorât pe nimeni. Păi nu, nene, și din punct de vedere legal și din punct de vedere moral, tu ești vinovat legal de tăinuirea infractorului. Din punct de vedere moral, tu, medic, nu poți să vii și să spui, după ce lumea a înțeles că într-o clinică erau uciși pacienții și tu ai lucrat acolo, să vii și să spui, uite, domne, tot diagnosticul pe care eu l-am pus, fiecare diagnostic pentru fiecare pacient în ultimii 5 ani de zile, a fost corect. Păi nu asta e problema. Întrebarea este, bă, tu știai că lângă tine, în camera de lângă doctor, omoară pacienții? Păi dacă tu știai, tu de ce nu ai plecat de acolo? Tu de ce n-ai avertizat autoritățile? Sigur, în cazul de față trebuia să plece, să nu accepte să meargă la Antena 3 de la bun început. Pentru că el s-a dus acolo, oameni buni, nu este ca și cum el a lucrat la Antena 3 în perioada în care, că până când Dan Voiculescu a început să aibă dosare penale și să încerce să joace politic foarte agresiv ca să scape de dosarele penale, da? Când a început lupta uriașă după integrarea României în NATO și Uniunea Europeană între găștile de corupție și... uite, vedeți, intră în intersecție și blochează intersecția. Blochează intersecția, așa se circulă în București. Da? Bun, după ce... până să înceapă Voiculescu să facă nebunia asta, să transforme produsul de presă, ele au fost relativ ok la începuturi. Înțelegeți? Deci, ca o clinică. Bă, s-au angajat niște medici, clinica funcționează ok. Ok, patronatul îndoielnic, bă, dar toți medicii își fac ok treaba acolo. Și la un moment dat ceva se schimbă. La un moment dat încep să facă experimente pentru bani, pentru Big Pharma, ilegale, și încep să ucidă pacienții. Păi în momentul respectiv oricine mai stă acolo, știind ce se întâmplă, poate să vină după aia nici în fața legii, oameni buni. Nici în fața legii așa ceva, dacă s-ar întâmpla, n-ar putea să vină să spună, domnule, da, eu știam toate ticăloșile, toate norocile, dar eu eram corect. Păi nu, nene. Eu zic că nu este un argument valid și nu este un argument valabil. Și eu vorbesc, dragii mei, da, spre deosebire de alte persoane, eu vorbesc trăind aceste lucruri. Eu, în momentul în care Andronic a început să aibă probleme penale, Udrea a început să aibă probleme penale, Gașca, Udrea, Andronic au început să atace Direcția Națională Anticorupție. Se înțelegeau bine cu Dragnea, făceam emisiune pe B1, mi se interzicea să-i spun că e infractor, deși el era infractor și eu îi spuneam că e infractor. Și pentru asta mi-au luat emisiunea. În momentul în care eu am văzut că devine o regulă manipularea, minciuna pentru mafie, nu? Uciderea pacienților, în momentul respectiv eu am plecat, oameni buni, nu mi-am pus problema, domne, toți sunt moguli, nu, am plecat, punct. M-am dus în altă parte, am ajuns în stradă după aceea și am devenit jurnalist independent. Ori vă dați seama, dragii mei, că mie nu mi se pare în regulă, la nivel, în fața publicului,
Mie nu mi se pare în regulă ca alte persoane care au servit moguli pe foarte mulți bani, da? Și au servit inclusiv în emisiune ale unor personaje care s-au dovedit a fi toxice politic. Nu discutăm reportajele lui Carmen Avram dacă erau bune sau nu, oameni buni. Cu cât erau mai bune reportajele ei, cu cât era profesionalismul mai mare al ei și al oamenilor din subordinea ei, cu atât e mai grav ceea ce au făcut ei. Pentru că ei cu profesionalismul lor nu erau obligați să stea la Voiculescu. Puteau să-și deschidă site-ul în premieră, să meargă înainte să-și facă onez meseria. Înseamnă că ea a stat din alte motive acolo, nu de dragul jurnalismului obiectiv și profesionist pe care ea îl făcea. Nu? Ca și Tudorel Toader. Că avem acest exemplu, da? Tudorel Bubonel, care n-am nimic, cunoaște legea, știe codul de procedură penală, a reușit să determine un context legal în urma căruia, e adevărat, cu sprijinul majorității penale din Curtea Constituțională, ăștia au dat-o jos pe Chioveși și a reușit ceva ce nu ne-am fi imaginat în 2017 că este posibil, da? Deci din punct de vedere legal, strict al procedurii, da? Ca un mecanic. Dom'le, el știe motorul, știe foarte bine, se pricepe cel mai bine la modelul de mașină. Păi da, dacă el îți fură piesele, n-ai făcut nimic. Înțelegeți ce încerc, dragii mei, să explic, ca să fie foarte clară poziția mea la nivel de principii, că nu discutăm aici profesionalismul și că, din punctul meu de vedere, cu cât ești mai profesionist, ești mai vinovat dacă tu accepti să stai într-un loc unde se minte, se manipulează, se acționează împotriva interesului public pentru un patron penal, mafiot. Ori el asta a făcut. E un momentul în care Andronic a început să modifice politica evenimentul zilei și el a și zis în instanță: dom'le, dar eu o lăsam, uite, ultima editorială al Mălin Bot înainte să plece în august în evenimentul zilei era despre asta. Despre mafioții care vor să facă și... Și atunci de ce? Păi nu-i vorba de asta, că eu mi-am pus problema, domne, dar eu cu profesionalismul meu și cu cinstea și cu modul onest în care eu îmi fac meseria, eu girez această mizerie, dragii mei. Exemplu cu doctorul este cel mai bun. Păi tu nu poți, tu dacă știi că toți colegii tăi din clinică fac experimente și omoară pacienți, tu nu poți să vii și să spui după aceea: nene, eu știam, dar eu am stat acolo și am girat, nu? Ba chiar veneau clienți care datorită... Ba chiar veneau clienți, nu? Care datorită profesionalismului meu și faptul că eu eram medic bun și rezolvam problemele pe o anumită linie medicală, ajungeau pe mâinile călăilor care îi omorau. Păi cum? Nu, ăsta, eu nu cred. Din punctul meu de vedere, eu nu consider că acesta este un argument valid. Eu nu consider că acesta este un argument care să răspundă fără echivoc și să contrabalanceze argumentele pe care le-am prezentat în comentariul de ieri. Mai departe, dragii mei, decideți fiecare. Decideți fiecare și dezbatem. Dezbatem public. De-aia e democrație, să ne spunem punctul de vedere, să ne exprimăm fiecare ideile, opiniile și publicul va decide. Nu sunt locuri de parcare în București, nici măcar trebuie să parchezi la supermarket, să ieși afară ca să te duci unde ai treabă, ca să poți să găsești un loc de parcare cât de cât. Ăsta este Bucureștiul, dar mă rog, asta este altă discuție. Speram că Nicușor Dan se va apuca de treabă și va face cocu, cum a făcut Clotilde Arman, și vedem niște schimbări masive. Din păcate, e mai preocupat de politică și de influențarea legilor parlamentare. Să sperăm că după ce trec alegerile parlamentare, în funcție de cum o să votăm noi, o să vedem niște schimbări, cel puțin la fel de și niște, o să vedem o curățenie cel puțin la fel de efervescentă cum face Clotilde Armand la sectorul 1.